Salutare, băi, și bine v-am găsit la un nou videoclip cu Bebe Moise când era mic, băieți. Suntem pe serverul One Tap România Roleplay, băieți, și vă aștept alături de noi. Din episodul trecut ați văzut că Bebe Moise are părinți, că au un magazin aici, dar au și probleme cu unii care le cer bani. Ce face mereu? Ce zic ăștia? Nu știu. Și... să vedem ce se întâmplă. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Ce zici, mă, prință? Șeruna, mami! Uite, mă pregătesc și mă duc la școală. Am început astăzi? Da, de ieri am început și am foarte mare drag de școală. Luăm și pe Mihăiță astăzi. Da, luăm și pe prietenul meu, Nelu. Și pe Nelu. Ia, ți-ai făcut prieten? Da, am prieten la școală și de la țară. Ulu. Ulu, iar a venit. Mamă. Ce se întâmplă, tati? Mamă, iar am ajuns, bă, la așa, bă, să le cer, bă, datoria, bă, taxa, bă, băi, trebuie să-mi scot anul, băi. Aoleu. Băi. Nu da de nu. Mă cer, mă. Gata, domnule, gata. Bă, tăi, mă, banii, bă, băi. Bă, ce da, mă, până seara, bă, s-a făcut dimineață, bă, băi. Băi, domnule, ascultați aici, mamă, nu. Băi, ce să te ascult? Băi, ce să te ascult, fac dacă îți dau o palmă, te întorc, te fac avion. Băi, ascultă, bă, ascult, băi. Băi, la meniță, bă, băieți. Ce șmecher? Băi, mie eu v-am spus banii la termen, de ce nu i-ați adus? Păi dacă nu facem vânzare. Băi, nu mă interesează că n-ai mă vânzare, e aici magazinul plin, mă uit pe camere. Ce magazin plin? De bă, uitați. Uitați în portofelul meu, am 0 dolari, ia uite bă, aici. Ce mă interesează pe mine portofelul, uite, vină puțin, vină, uite, uite aici. Uite asta, e goală casa, toată, e goală. Goală, nu e nimic. Nu, uite, e gol. Da, acolo, baxurile alea în spate, ia, hai până în spate, unul să vedem câte baxuri de bere ai, ia, hai. Păi baxuri de bere de anul trecut, domnule. Păi da, băi, ia, ia, scoate o bere, mă, să mă uit pe termenul de valiul dat. Hai. Uite, ia o bere de aici, expiră. Ia uite când expiră. Nu mă, pe 30-4-2020. Păi expiră deja, trecut, gata. Da. Păi, 2019, bă, ce frică. 2020 scrie bă acolo, tu mă mine numai fraierești. Mai sunt foarte bă, mult. Bă, vorbește frumos cu o domnișoară. Mai sunt foarte mult. Băi, dacă mie nu mi-aduceți banii, atâta, vreau și să mă întreb ceva. Aveți, mă, copil? Da. Avem. Veni poliția, cred. Și eu am un copil care a fost omorât de niște mafioți. De cine? Nu știu, mă, de unde. Nu știu de ce. Aoleu. Păi, dar nu trebuie să ne face și nouă asta. Nu spune că e ăla din ziar. Aoleu, ce frică mie, băieți, mi-e frică. Ăla e, mă, că a ajuns la știri. La cât de cunoscut sunt eu. Băi, o să-ți omor copilul, băi, dacă nu dai bani. Doamne ferească. Aoleu, de mine zice, de mine zice. Gata, promite-mi că banii. Mie mi-aduceți banii mâine. Dacă mâine la ora 4 dimineața nu-i aveți, vă fac jar pe toți. Gata, promitem că vi-i aducem, promitem. Fii atent, dacă nu îi aduci, vei fi mort. Mamă, ca să iau mare. Hai. Toci, te-am mare. Plânge copilul. Bebe. Băi, nu plânge. Băi, ce-a zis că vrea să vă omoare. Nu, bebe, nu să ne omoare. Nu, mami, eu să știu, bine, ia că e asta, cred că fisul trebuie să se ducă la școală, o să-i urmăresc. Hai, du-te cu el la școală. Mă duc să-mi iau ghiozdanul, tati, stai așa. Călzește mașina să fie caldă. Acum. Aoleu, școala asta. Hai, copilul, vină. Hai, fimiu, hai. Hai, haide. Hai să-ți dau pachetelul, stai. Așa, să dă. Cu ce mi-ai făcut sandwich-ul? Cu salam. Îți place și cu salam? Da. Mulțumesc, bine, frumos, da. Hai, ne vedem de seară, să rămână. Hai, pa, hai să te duc la mașină, să te conduc. Ulu, ce dimineață frumoasă. Hai, ușor. Ți-ai făcut lecțiile, da? Da, am făcut teme, așa. Am pregătit tot. Sigur. Să iei note mari, da? Unde-i tati? Aolo. Stai că vine imediat.
Mamă! Olo, a venit pompierii! Sunt la intervenții speciale! Pompieri, olo, plin la noi aici? Olo, m-a văzut! Lasă că au plecat! Olo, ce m-am speriat de ei! Îți place să te faci pompier? Aici vreau să mă fac pompier să salvezi lumea, a venit tati! Mamă, uite-l, hai! Hai, ușor, ușor! Măi, tati! Hai. Tati, mă auzi? Te auzi? Da. Mașina noastră nu era neagră? Păi am dat-o la schimb. Ai schimbat-o și ești deschiderea să bag eu zar. Asta e mai rapidă. E ce gata, șase, îl închid. Hai, ai grijă de tine, copilul. Poc, l-am închis. Grijă. Sărmâna, ne vedem din seara. Nu, e așa că asta e mai frumoasă mașină. Voi, arată Ferrari. Vum, vum, vum. Vum, vum, vum. Yo, yo. Haide! Hai că mergem să luăm panelul. Hai să luăm și panelul, da, că e prietenul meu de la școală. Asta se încălzește mai repede, mașina asta. Ia uite ce frumoasă e. Dar ce mașină e? Ferrari? E roșu așa? Logan. Logan? Aoleu, tati. Tu ce râdeai la școală că mă duceam cu Loganul? Ia uite ce trage. Tu știi ce râdeai la școală că mă duci cu Loganul? Nu mai știi ce faci? Știi ce faci de astăzi? Ce fac? O să oprești undeva mai departe. Eu crește, poate să mă duc să-l chem. Băi, băi, colegii, pa, băi, Pablo, băi, Pablo, fii atent. Îl urmăresc pe copii. Ce-am zis, mă? Îl urmăresc, bă, ce faci, mă, durmi afară? Mă, și-am mărâtit. Ce-o aflat? Am aflat tata că n-am ieșit la casă și mă pedestii să dorm afară. Te-o dat? Te-o dat afară din casă? Cu pedepsi să dorm afară, spus să dorm noaptea asta afară. Hai să mergem, hai la școală, hai la școală, hai la școală. Hai să-mi ia ghezdan! Ia-l și adun un coace! Mamă, tate, eu ce-a pățit? Le-au dat părinții afară căci că n-a fost cu minte la școală și l-au pus să dorm afară. Mamă, a dormit afară și era cu e frig de mori. Băi, e cald afară. Băi, Pablo, 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 sunt în spatele nostru, bă, hai. Băgă-l părbagaj, că n-o să mai fie locul pentru Mihai. Ok, pune-l părbagaj. Bagă-l în părbagaj. Trage de el în sus, tare, așa. Bă, ne urmărește cineva, băieți, ne urmărește cineva. Pablo, că vreau pleca, dar... Dormem așa de bine. Și ai mâncat ceva? Nu. Uite, bă, ne urmărește cineva. Toți patru, ne urmărește, băi, ne urmărește cineva. Uite, de aici, am mâncat un sandwich. Mulțumesc. Inelul e prietenul meu. Mai bun prieten. Mamă, ce dimineață, e frumos, nu... Nici nu... Da-te, bă, nu vezi cum te bani. Bă, stai. Măi, tati, mă, dar ce tare ești în gură, poate se oprești unul odată și-ți dă una în gura aia. Trebuie să fii și tu mai respectuși cu lumea. L-am bătut pe bețivul ăla. Păi ăla era beat, era pișea pe el de beat, tati, de-aia l-ai bătut. E, și tu acum. Aoleu, suntem urmăriți, suntem urmăriți, băieți, mamă, ce frică mie, băieți. Cine-i Mihăiță, că ai spus? E un băiat foarte, foarte inteligent. Mamă, suntem urmăriți de ăla, băieți, de tot trecere bani familiei. Moise. Aoleu! Cine s-a din spate, mă, că tot ține fază lungă? Trebuie să treci! Trage, bă, treci dacă vrei să treci! Ia uite, a oprit fărurile, mai ține fază! Lungă, parcă s-a făcut! Nu, nu ne mai merg farurile, că la celălalt Logan ne mergeau. Și bebe, ai dormit bine? Da, tate, sigur că da, blanau! Tată, plumeză! Ia, Mihăiță! Hai la școală, Mihăiță, haide! Gata! Pune-mi porbagaj, pune-mi porbagaj, ghiozdan! Gata! Pe partea cealaltă, Mihăiță! Pe partea cealaltă, Mihăiță! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Abia aștept să ajungem la școală! O și eu! Mâine este ședință cu părinții! Aoleu, am belit-o! Să vezi, de pe aștept să văd cum o să te laude în fața tuturor părinților, doamna dirigintă. Dirigintă? Da! Poate vezi zice educatoare. Dirigintă! Fii a cincea! Da, eu sunt în clasa a cincea.
Și nenu e în clasa a treia, cică, dar e de 10 ani în clasa a treia. Tu ce clasă ești, Mihaița? Eu sunt a patra. Ești foarte Păi, corect, ești cel mai mic. Știi care e chestia? Ăsta, nenu ăsta, ce pe 5 plus 5 face 25. Mamă, mai am auzit eu pe unul care se face așa, îl cheamă Gianni. Plus înseamnă X-ul ăla, nu? Au plus ăla, două liniile alea. Nu înțeleg ce zice acolo, băi. Adică X-ul ăla e parcă ori și ăla e plusul. Care-i plusul ăla cu a un plus? Da, lasă așa, lasă așa. Da. Lasă așa. Las-o așa, las-o așa. Și ce mai faci, bă, bebe? Ce și fac, măi, Mihăiță? Uite, mă duc la școlică din nou, că vreau să crești mare, vreau să strâng bani mulți și să îmi cumpăr și eu o casă la familie în oraș, ne mutăm în oraș. Mamă, ce tati, a zis tati că astăzi, după școală, ne duce la bunica. Bă. Să ne arate unde stă bunica în oraș, care are o casă malecică. Bă, să vii cu banii aia mâine. Ce-ai zis? Ai spus? Nu, nimic. Bă, și-a zis ceva, bă, băieți, bă, a zis ceva, dar n-am auzit ce-a zis. Hai că mai sunt 20 de minute până când intrăm la școală. Dar noi nu mergem de obicei pe aici, tati. Păi știu, am luat eu pe aici, știi? Nu vă place pe drumul ăsta național, e mult mai bine. Am zis să luăm și noi pe altă parte. Mi-a pus mama azi la mine? Sandwich cu cașcaval și salam. Ia uși. Băi, Mihai, ce se vezi cea pe cinelul, dar lași că își povestesc la școală când ajungem. Zi aici, că vreau și eu să aud. Nu, tati, că tu nu... Așa sunt între noi, tati, tu nu ai treabă cu ăștia. Haide, suntem bă! Cei mai buni prieteni. Tu nu, tu nu ești prieten cu noi, tati, tu... Nu. Vrei să stau cu voi la ore? Tu ce stai cu noi la ore? Ai nu, treabă. Tati, nu, ai și tu treabă, da, bravo, Nelu, bravo, bravo. Da, aveți dreptate, am treabă pe la vaci, pe acolo. Și să te duci și să te duci și ai grijă și de mami, că poate merg ea pe scea la magazin. Da, da, da. Eu m-am suturat să mă trezesc pe rulaj, să știi că stau la țări, eu vreau și eu la oraș. Dar și eu la fel, uite și tu, ne trezim cu noaptea în cap. Uite, băi, mine, băieți. Astăzi, după la școală, după ce ieșiți de la școală, nu vreți să mergem la bunica? Păi n-ai zis că ne duci. Păi să vă duc, dar doar cu tine, dar poate vor și băieții este adică, poate vă dau 500 da, și... Da, eu vreau și eu. Vă dau 500 și o înghețată. Yeee! Înghețată! Ce? Un suc dacă vreți. Suc, suc, pufuleți cu surprize. Băieți, acum că vine Paștele, duminica asta e Paștele, știați? Da, 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 știi că am citit și tata, tata a zis că îmi cumpără carne, se face în grătar acolo, în față la magazin. Am citit într-un articol că în Italia acum este Paștele. În Italia? Acum? Da. Care duminica asta? Adică astăzi? Astăzi? Mamă, dar mie mi-a zis mama să stau mai mult la școală, să stau cu pețelii pe afară. Că mama îi înroșește lui tata, ouăle. Ce-a zis? E, cred da, că, zis, dar cred că zis și eu fac aceeași chestie, și eu fac aceeași chestie cu mama. N-am înțeles ce-a vrut să zică, dar... Da, și eu fac aceeași chestie. A, așa se face? Așa, da. A. Cum da, era vorba? Eu știu că și înroșești ouăle de pași și după le ciocnim între ele cu... Aolo, nu, nu, nu! Ia uite aici, când am băgat un lucru, eu! Opește muzica! Da, eu să dedic special pentru... Mai, opește muzica, că se supără Mihăiță, că... Lui, lui, ai văzut că e îmbrăcat negru, tati, că lui i-a murit papagalii și-a poartă doliu după ei. Aolo, sărbate... Și n-are voie să asculte muzica, nu, că și-a luat alții, are alții. Ăștia sunt mai vioară ca el alții, ăia făceau chip-chip, dar ăștia fac chip-chip-chip-chip! Băi, vezi cât te auzi? Ce ai zis că mi-am murit papagalii? Am zis că îmi plac papagalii, Mihăiță, chip-chip-chip-chip! Aaaa,
Adu-mă mai repede cu semafoarele astea, fate verde, bă! Doi, mă, nu te mai nerva așa! Da, hai dimineața și nu te vede nimic! Dă-i pe roșu, tati, să facem aventură! Aventură! Amă, că-i dau! Ai dat pe verde, mai păcălit! Deci dacă facem prostii din astea, mie îmi bate inima tare dintr-o dată și îmi place! Se numește adrenalină, băi bebe! Cum se numește? Adrenalină! Mamă, ce-mi place vaselina asta! Dai! Băi, roșu! Mă bate inima! Mamă, ca la iepure! Mai bește-a cameră pe aici! Bă! Auzi cum face sare din piept? Nu, gata aici, nu mai trebuie. Sunt un iepure de la fricos! Cu morcovul în gură! Hai că mai sunt 15 minute pe la școală! Nu vreți să ne oprim aici în parc? Nu, hai la școală, că avem și noi treabă la școală, tati, să ne întâlnim cu colegii, să... Hai fi dat alpă, hai de loganule! Dă-i, am trecut pe galben. Băi, vreți să vezi cum alunecă mașina asta? Nu, tati, nu. Ușor, tati, ușor! Bă! Te-ai lăsat aici, pe dreapta, aici, tati, oprește, nu uita, da, la revedere, tati! Te sun când se vii după mine, da? Da, hai că mă duc să-mi iau și să-ți iau ceva bun când ne întoarcem să mă salut, salutare! Hai băi, ia și colică, băieți! Bă, ce faceți, fraierilor? Măi, ce vorbești așa cu noi? Nenule, apără-ne, nenule, că ne bate, nenule! Ce să scrie, mă? Apără-ne, nenule! Vrei și tu? Ce-l am urmă? Ia zi acum! Ajută-ne, nenule, că vreau să ne bată! Aoleu, hai să fugim, hai să fugim cu bicicletele! Luați biciclete și hai să fugim! E mult eu canul de jos! Hai, uite, e poliția, să fugim! Hai! Veniți după mine! Auziți? Da, auzim! Am o idee! Ce idee? Te-și opresc aici! Vrei să mergem în oraș? Aoleu, Mihăiță, te-ai dat cu curul în sus! Gata, zi! Vrei să mergem în oraș să vedem și noi... Păi și cum, mai mergem la școală? Nu mai mergem la școală astăzi, că nici... Păi mâine ai ședință! Nici ieri n-am fost la școală! Ca noi doi n-am fost ieri! Am fost și ne-am plimbat și vreau... Să mergem și eu n-am fost niciodată în oraș, că tatea nu m-a dus și vreau să merg să văd și eu cum sunt blocurile alea înalte. Eu am văzut maxim o casă. Știu eu drumul. Coborâm pe aici, ne duce direct, vă țineți după mine. Și dar mai încet. Și poate mergem... Pe bicicleta ta roșie, că mi-e place. Ia uite, Mihai, ce ești prietenul meu, își dau. Mă mulțumesc! Și mergem și poate bem un suc undeva, băi, n-avem banda, poate ne dau banda. Dacă ne văd mici, ne dau. Am eu 2 lei, mi-a dat pentru niște craxuri să-mi iau. Hai să mergem! Mamă! Bă, mai călcă, bebe! Uite că mi-ai iubit mâna! Bebe! Te-ai băgat în copac! Hai să mergem, că n-avem timp, hai Mihai aici! Hai să mergem ușor, dar eu sunt învățat să-i... Cum mai sări așa, măi, bebe? Sunt nebun? Poate adrenalina. Singa. Și aleargă ăsta al meu, bagă tare, nu știu de ce. Hai, băieții, hai! Aoleu, că stai, că-s gras. Uite ce bloc mare! Ia uite-l! Extraordinar! Ioi, ce mare e! Dreapta! Ușor!
Ușor, dar ăsta meu când merge în tare, când încet. Ia uite acolo blocurile, ce mari sunt. Mamă, și e palmier de ăștia. Doar în filme am văzut. Poftim? Mamă, ce mare. Și palmieri, doar în filme am văzut. Palmieri, wow, ce frumos e în oraș. Nu mai vreau să mă duc la școală niciodată. Aoleu, atenție la mașini. Aoleu, zonă, care e ceva? Unde o luăm? În față stânga facem. Stânga, stânga. Mergem în face, în face. Hai, Mihăiță! Mamă, ce s-a... Olu, șalvară, dă-te-mă, șalvară, dă-te din face, bă! Olu, că era și necalce șalvarea. Hai, Mihăiță, pedalează, pedalează! Dar tu ești nu râit? Da, nu râde de mine! Nu râd! Eu și-mi râi... Aolo, ai râs de mine că te-am auzit. Nu e adevărat. Ai râs pe sub mustață. Pe mustață? Ei, așa e vorba, băi, Nelule. Ești... Ești... Ești la dău, Nelule. O postim? La Nelu, dacă îi spui că umblă cu cioara vopsită, el crede că se gândește la pasăre. Aolo! Aolo! S-a împrozonat Nelul ăsta. Nu-i mai zice așa că știi să fără. Ce vă luați de mine? Hai, Nelule, da, că ești prietenul nostru. Mamă, uite ce blocuri mari, uite ce blocuri mari. Mamă. Olo, ce frumos e pe aici. Hawaii. Mamă. America, venim. Hai la mare. Hai să mergem la plajă. Nu, nu, hai că avem treabă la magazin. Mergem la... Primi sucru, poate. Ce frumos e până oraș. Ce mă pace în oraș? Ce mie mă pace? Au, nu mă împinge! Au, eu, bebe! Mă, uite ce mașini șmechere! Ce ce-i cu vocea aia? Era să dea în mine! Cum, dar ce mine ce mașini au ăștia aici? Da, asta șmechere! Au, 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 au! Mamă, uite Dacia! Eu mama, l-avea scuter, bă! Mamă, vreau și eu de la... Cum e Nelu? Copilași, copilași, aveți grijă! Avem grijă, domnul, avem! Mulțumim, nenea, mulțumim! Haide! Uite aici o cafenea, băi! Aolo! Mamă, ce nebun! Ce nebun. Cum merge? Dar nu pare a dai peste noi, domnul! Aici, aici, dai de pizza! Aolo, Mihăiță! Așa aveți, măi! Mihăiță, se vede doar ghiosanul la tine, Mihăiță! Cum adică? Adică tu ești invizibil. E, na. Eu-l văd. Eu-l văd. Aolo. Hai e de la tine. Hai înăuntru. Mă vezi? Nu, acum da, acum da, acum nu. Stai lentilele de contact, cred că lentilele de contact. Ia uite ce frumos e aici. Asta e de pizza. Mie nu-mi place aici. Hai la pizza, haide, nici mie nu-mi place pizza, că n-am mâncat niciodată, dar nu e bună. Mă, dacă aș mânca o pizza. Hai la McDonald's, veniți? Hai, hai! Scuze. McDonald's, McDonald's. Aici e McDonald's, aici. Hai la McDonald's. Mă vezi? Ia să văd eu ce să mai iau eu de aici în marfă. Bă, dar nu-i mai văd pe ăștia când se dau jos de pe bicicletă. Ce n-ai bă? Hai neun. Ia. Să rămână. Să crești mare. Da, domnul. Mă, dar ce faceți voi aici? Măi, dar eu... Eu nu prea vă văd, nu știu de ce. Vă văd perfect aici. Și eu văd perfect. Ia și văd dacă mă știu în mașină. Nu știu ce se întâmplă, mă, băieți, de nu, de ce nu-i văd. Ține, tramul. Nu știu ce se întâmplă. Afară, ia și uiți-vă pe bicicletă, ia și uiți-vă pe bicicletă. Uite, când vă suiți pe bicicletă, vă văd, dar când vă dați jos, nu mai vă văd.
Ce înseamnă asta? Nu știu ce înseamnă asta. Ia de te joci. Vezi? Nu, pur și simplu dispăreți. Pe mine mă vezi? Nici pe tine. Aolea. Dar te las ce oare? Știu. Că-ți bate lumina în ochi. Ce are mă băieți mă frate mă? Ce naiba se întâmplă mă frate? Mă ne vezi? Ia stai așa domnul puțin. Tu pe biciclete. Ia de-te jos acum. Coma? Nu știu ce are mă frate mă, ce are mă? Paolo, domnul, ia veni și domnul încoace. Care este ce acolo înăuntru? Este afară, domnul. Paolo. Dar voi îl vedeți? Da, îl vedem. Ia și uite la mine pe bicicletă. Te vedeți și cu tine. Da, care-i treaba? Ia, ăla micu. Da. Nu știu ce are, mă, băieți. La mică e vinut un cu asta, vorbim. Urcă aici, îndaci. Urcă-te îndaci la nenea. Ia să spun ceva. Nu poți să mă știu, nu-i poți să mă știu, doar pe aici, nu știu ce are. O chema tata, trebuie să plec acasă. Du-te, ia că mă știu, ia. La revedere. Bă, te duci pe jos, mă? Da. Aoleu, domnul, unde mă duci, domnul? Ești. Mihai, ești cu mine? Da, sunt cu tine. Mă, tu ești la punguță bețivu. Așa zice nu tata, punguță bețivu. Aolo. Am avut și eu copii ca voi, da. Dar de ce plângi? Da. De niște treburi. Și... Tu ești alu... Bebe, familia Bebe. Familia Moise, domnul, pe mine mă cheamă Bebe. Așa îmi spun părinții, Bebe. Eu sunt. Dar tu nu ești de la țară? Bă, da, am acolo cafenea, unde ascund toate astea, dulciurile. Asta nu e mașina lui tata, tu ai făcut schimb și ai dat-o pe aia roșie? Da. Aoleu, ce l-ai păcălit, că la aia nu-i merg farurile. Las că merg. Mihaiță, zici și tu ceva, Mihai. Ce să mă zic, sunt speriat, de ce ne-a luat? Măi, nene, dar ce-ai cu noi? Știu că vă sunt de la țară, de la ăștia, dar... Nu fac așa turul orașului, să vă zic. Să vă mai povestesc câte ceva despre familia Moise. Mai ales ție, de... Ce vrei să-mi spui? Voi momentan sunteți de la țară, sunteți copii. Da. Nu prea trebuie să vă spun treaba asta. Dar familia Moise au niște probleme cu bani. Ce probleme au? Niște împrumutări de la cămătari. Aoleu. Zic așa. Știi ce sunt aia cămătari? Da, sunt din ăștia foarte tari, cămătari. Hai că spun ce zic. Când împrumuți bani de la cineva și nu-i dai înapoi, mai pe scurt, te omoră. Aoleu, cum mai zi așa? Păi și cum părinții lui au luat bani de la cumătari? Nu se întâmplă așa, liniștit, că nu se întâmplă așa. Că de ce credeți voi că de fiecare dată vine pe acolo? Cu, să zic că o bea, cu aia. De voi ce mă vedeți mereu beat la orele ăștia, dar eu sunt mafiot. Eu nu sunt oricine. Aoleu, ești cu mafia? Da. Eu am văzut un film și se numea Caracatița. Da. Și era cu mafios și era un polițist acolo. Cum îl chema, măi? Jacolo Van Damme. Corrado Catani. Așa îl chema, Corrado Catani. Am înțeles. Dar nu, ne e frică așa să mergem cu străinii. Mama mea mi-a zis să nu mă bag în seamă cu străinii. Ia uite. Bă,
vezi că ăla din spate îți dă flash-uri. Cine dă mă flash-uri? Ăla din spate. Sunt mai multe de povesti. Da. Așa se întâmplă în alte zile. Greu. Voi știți ce sunt alea țigări? Ce țigări, măi? Ce țigări vorbești acolo? Ah, nu știu, voi sunt mai mici momentan. Ia, hai să vă arăt eu ceva. Poftim? Hai, dați-vă jos. Ce e bine aici, aici te văd. Da. Da. Ia, bă, veniți să văd. Ia că am luat ceva din mașină, ia veniți să vă dau. Ce-ai luat, mă? Mihaiță, ce te duci primul tu? Păi când e vorba de la ceva, yeah. Ce are? Ce ți-a dat? Dă și mie, dă și mie. Citește ce scrie. Rachiu. Ia, yeah. Bagă una de asta. Și ce face astea? Nu te învăț la bine, nene, nu te învăț la rău. Mai ceva, ceva? E bună? Mi-a mustură pe gât. Nu, nu, mie nu-mi place. Aolo, ce e așa ce mi-ai dat aici? Mai vrei? Aolo. Ce mi-a făcut? Mi-a făcut rău. S-a făcut rău? Bă, că mie mi s-a făcut așa. Aolo. Băi, Mihaiță. Aolo. Cine-i făcut? Mai, cine ai făcut? Vreau să fac remisterul după mașina puțin, ta. Iată ce-s puțin, că mă sună telefonul, iată ce-s puțin. Te sună, putea să te sună și banana. Aolo, mi s-a făcut somn. Șșt. Uite-l pe, uite-l pe George-l acolo. S-a dat remisterul. Au, Mihaiță. Taci din gură că și-a auzit ce zice. Aș. Unde este ghiozdanul vostru? Aolo, e mașină. A. Hai că spun aici ceva. Unde pui în ghiozdan? Da. Stați așa un pic. Gata. Haideți copii să vă duc acasă. Aolo, stai că trebuie să vă ridic. Haide sus. Aolo. Haide sus, hai ridică-te, aolo. Hai Mihaiță, hai și tu Mihaiță. Hai, urcați-vă mașină. Hai că ridic eu. Mihaiță. Hai Mihaiță, hai mașină. Olo, dar cine-i dat acolo? Hai Mihaiță, șuși! Gata! Olo, vine cineva cu arma, domnul, fugi că are armă! Olo, mafioții! N-au eu, avea armă mână! Nu era, era jucărie, pușcă de-aia de... El e mai copil așa... A, de ce n-ai dat rachii? Rachică. Nimic, aoleo. Nu e rachiu, sunt dulciu. Ce ne-ai dat punguță, be, țivane, ce ești? Nu mai zi așa, că s-ar putea să rămâi pe stradă. Dar cum se zic? Așa zice tata, punguță, be, țivanu. Punguță, mafiot. Punguță, mafiotu? Yeah. Poți să ne duci la școală, te rog. A, la școală, bă. Că trebuie să vine tata să ne ia. Dacă se poate mai repede. Trebuie să vină tata să ne ia că se face ora prânzului și pe aia mă ceartă. Da. Și trebuie să mă ducă să văd și casa bunicii. Calcotare. Cât de tare poți tu, punguță mafiotu. Yeah. Olu, ce bine conduci, punguță. Mafiotu. Dar tu te-ai vopsit ouăle? Ouălele, sau cum se zice? Ți le-a vopsit? Mami le-a vopsit lui tati. Ouăle. Ți le-a vopsit
Bă, dar nu înțeleg ce are textura asta, mă, de se vede așa, mă, că mai ma, ai mami? Ai o mami? Unde ați zis să vă duc la școală? Da, la școală, da, la școală, că trebuie să vine să ne ia. Cine, cine? Tati, vine... Să nu-i spuneți, să nu-i spuneți că ați umplat cu mine. De ce? Să nu vă speriați de cămătari. Lasă-ne aici, lasă-ne aici, lasă-ne aici, lasă-ne aici, ascultă-mă. Da. Bebe, să nu vă, să nu vă speriați că nu o să moară familia voastră, eu sunt aici să vă protejez. Ce? Măi, familia mea de ce să moară, băi? Fugiți, să nu-i spuneți, să nu-i spuneți că ați umplat cu mine. Măi, lasă geamul jos să-ți văd fața, măi. Lasă geamul jos. Ies ghiozdanul, măi, ca de ghiozdan. Aoleu, ies eu și eu ghiozdanul. Păi că l-am lăsat pe banchetă aici, ia uite că l-ai dat jos, bravo. Zi acum că nu mai mergea. Stai așa, stai așa, mi-am luat ghiozdanul. Trebuie să pus niște dulciuri. Au! Ce șut în cur mi-ai dat, Mihăiță? Ia spune. Măi, ne-a punguță mafiotul. Da. Dă punguța aia jos din cap să-ți văd puțin fața, te rog. Să știu cine, cine ești. Sunt multe de povestit. Dar de ce porți această pungă pe cap? Sunt mai multe detalii. Eu sunt un mafiot mare. Într-o zi? Aoleu, a trecut cineva pe aici cu mașină. Într-o zi o să-mi arăți fața ta adevărată. Te rog. Mamă, dar eu văd că nu-i sprâncine. De ce nu-i sprâncine? Într-o zi, într-o zi. Cine știe ce a pățit? Hai să mergem, nu se-i spune la nimeni. Să ne aperi, nenea punguțe, să ne aperi. Da, da, da. Ai la școală, Mihai, ai la școală. Aoleu, să nu mai fie aici să ne bată. Dacă îl sun pe tata, îl sun pe tata să vină să ne ia, să ne ducă la, la bunici. Da, mi se pare că am sus pe tata, zic că ne moară familiile. Așa a zis. Aoleu, dar mie de ce să moară, că mie nu a luat bani de la cămătari. Mami n-a cumpărat calorifer. Ia că a venit tati, hai că a venit tati, hai, hai Mihăiță, hai. Hai că a sunat, s-a terminat orele, a sunat. O, salut tati. Pași. Bună ziua. Nelu a zis că rămâne la program peste, peste ore, că trebuie să termine ceva. Și vine tatălui și-l ia. Aoleu, nea punguță ne urmărește. Ai zis că ne duci la bunici. Da, bă, dar ce mi-a lăsat așa țigară și a băutură? Nu știu. Nu știu, chiar cred nu că nu de la gunoiile astea de pe stradă, că uite sunt gunoaie pe stradă. Mă las pe tine. Poftim? De ce miroși așa multă țigară? Nu știu. Doamna profesoară fumează. Da, în clasă cu noi. E așa obraznică. Da. Ok, hai la bunic, nu contează. Ai zis că te duci să-mi arăți unde e casa bunicii. Abia aștept. Dar ce ești așa? Ce ești așa? Te doare capul? Ce? Vorbești așa mai ciudat. Nu, are multe, avem multe energie. Stai să-ți deschid geamul aici, că putea țigară și a băutură. Nu, da, bă, și bea și aia, bea profesoara. Bea și fumează profesoara, oi, 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 oi. Și eu m-am beșit. A zis că a mutat-o peste două luni. Peste două luni a mutat ședința. Nu, e adevărat, băi, că am vorbit. Dacă acum, spun, tate... înainte să vin acum să vă iau. Păi, dar și noi ne-aș pus acum înainte să ieșim din clasă. A zis, atenție, să-i anunțați băieții. Lasă, și părinții. Băi, tu ai ceva să mi-ai spus, măi, nu, tate, am gumit. Eu voiam să fac să fie surpriză când vin mâine și o să zic învățătoarea. Ce băiat cu minte e, Bebe. Familia Moise și familia lui Mihăiță sunt cei mai tari. Da, așa este. Mi-e putea ceva murdar, nu știu. E, m-am bisit eu, tati. Nu asta, mă, Bebe. Aoleu, am fost canelul. Doar că... Doar că... Nu știu, toți profesorii n-am lucrat nimeni. Unde este bunica? Unde este bunica? Aici, Andra. Mamă, dar ce casă mare are bunica! Mamă, ce casă mare are bunica! Și poți să treci acolo, uite! Mare. Bebe,
poți să te duci pe podul ăla și acolo e casa, știi? Acolo e și piscina. Păi și cum urcăm acolo sus? Hai să mergem până la bunica și ne arate casa. Nu putem, nu putem, că... De ce nu putem? Nu putem, bebe. De ce? Am avut o ceartă cu bunica ta în ultima perioadă și nu mai vrea să trec pe ăla. Dar eu vreau să merg la bunica ta, bebe. Păi și eu vreau. Lumea, să vă puneți ghiozdanele. Hai să mergem acasă, că... Poți să dau și o față? Stai deschide, să deschid ușa. Deschid. Apasă pe buton, bum. Am pus și eu ghiozdanul. Aolea. Lasă să stai și Mihăiță în față, că eu n-aș așa niciodată. Mihăiță, dă și mie berea de pe ușă. Ce? Dă și mie berea de pe ușă. Nu, nu, de ce să bei la fumă? E fără alcool, e fără alcool. Nu, nu, te rog, spune-o tatăl tău să nu bea acum. Dar și să mă întind eu. Băi! Am luat berea! Aolo! Uite, bea la volan! Bebe! Măi, nu bea la volan, că nu e bine, tati! Bă, dai peste, bă! Băi! Și rămâna, tanti, și rămâna! Ăsta, domnișoară! Și rămâna, și știi că tata... Tata ce este, bă, tati! Aolo! Ce-ai făcut, Mihăiță? Ai dat la roți! Păi, dar mie, eu vreau să iau bicicleta asta, ne întâlnim acasă! Bă, ăștia e mountain bike! E mai mișto acasă! Mihăiță, lasă bicicleta! Lasă, că mie îmi place! Mihăiță, lasă bicicleta! Hai acasă! Aaaa! Vezi că eu nu sunt, nu stăm la oraș noi să faci cum vrei! Lasă-mi mine în față, lasă-mi pe mine în față, că n-am zis dat! Hai, stai tu, Mihăiță, stai tu, hai! Hei, dacă nu mă lăsați în pace, eu iau pe aia cu alcool! Nu! Hai să mergem acasă, hai să mergem acasă. Marachiu mirose, ți-a să gâre cineva dintre voi. Cine vrea să gâre? Păi de cap, ce putere. Bă, voi ați băut, mă. N-am băut, tati. Voi ați băut, mă. Bă. Din bere aia pute. Nu pute, mă. Eu mă pun să dorm până ajungem acasă, bine? Ce nu mă deranjezi? Bă, stai așa un pic, mă. Ce? Stai așa un pic, înainte să te culci, asta așa. Punem aici pe avarii, să deschid ăsta. Aolo, ce se întâmplă? Ia să vă caut eu în ghiozdane. Bă, ne-a pus la ceva în ghiozdane, bă, ne-a pus ceva în ghiozdane. Și uite, l-a volat Mihăiță. Aaaa, păi ce e asta aici, a? Ce e asta aici? Ce e cu țigara asta aici, a? Că ți-o bat pe... Stai așa, bă. Băi, dă-te jos! Fugi, Mihăiță, fugi că mă bate, tata! Nu știu să conduc, nu știu să conduc! Aolo! Aolo! Nimeni era oia! Aolo! Au! Au! Ești bine? Au. Mășună, vine, vine. Ești puică din greșeală. Da. Așa te-am învățat, a? Așa te-am învățat. Au! Așa te-am învățat. Mai bine, ia. Lași așa. Bă, așa îmi faci mie, a? Ce faci? Ce pui peste mine? Bun. Au, ce palmă mi-ai dat! Hai, ridică-ți tu! Măi! Na! Măi, nu da mie, măi, tati! Hai, în mașină, mai repede, în mașină! Aolo, Mihăiță, ai făcut mașina tot una! Vezi că o să zic lui taie că tu să-mi plătească reparațiile! Am făcut, n-are bani! Cât nici n-are bani, nici am făcut și o soba! Atunci o să pun mafiotul ăla care vine la mine cu taxe! Lasă!
S-a făcut căcat mașina asta. Dar tu am pătrat să vorbesc cu părinții tăi. Păi, așa vorbesc ei în casă. Bă, eu mă pun și mă culc până ajung acasă, da? Da, mă, că-ți bag țigara pe gură. Și ție, bebe, ia că-ți bag ție, ia că-ți bag ție, na. Băieți, lasă că să vezi ce o să zică maică. Păi și mă culc și eu un pic sau nu mă lași deloc? Culcă-te! Băieți, hai să termin episodul de astăzi, băieți, cu Bebe Moise când era mic, băieți. Cam ce peripeții făcea el. Trebuie să urmăriți toate episoadele de săptămâna aceasta, băieți. Haideți să vedem câte like-uri strângem la acest episod. Și spuneți-mi în comentarii ce credeți voi că se va întâmpla în următorul episod. Cine ghicește ce se va întâmpla în următorul episod va primi mare, mare inimioară, băieți. Haideți să strângem peste 5.000 de like-uri. Apasă butonul de subscribe dacă nu l-ai apăsat. Apasă și clopoțelul acolo să primești notificare pentru următorul video pe care urmează să-l postez mâine dimineață la ora 9. Și urmează să vedeți ce se întâmplă cu Bebe Moise, cum a devenit el dintr-un școlăreț din ăsta cu minte, mare mafiot, și ce s-a întâmplat cu familia lui. Vă aștept mâine dimineață la un nou episod. Pa!